Gianina Studencu, bine ați venit, salut! Bună, bună! Bine. Așa, bună, bună! Bine, ne revedem după o vacanță lungă și frumoasă! Ați avut vacanță? Este, voi ați avut vacanță? Bună! Cu cine vorbim aici? Erica. Erica, ai avut vacanță? Da. Câte luni? Trei. Trei luni și unde ai fost? La mare? La mare și la munte? Și unde îți place mai mult, la mare sau la munte? La mare. La mare, normal. Ia să vedem aici cu cine vorbim. Salut! Eu sunt Nicolas. Salut, Nicolas. Ai avut vacanță? Da. Și te-a lăsat mami să te joci mai mult în vacanță? Da. Și ce te-ai jucat? Brawl Stars. Te-ai jucat ceva? A, ni s-a jucat pe telefon. Aveam un deal să nu mă dea de gol. Dar afară ne jucăm și noi un fotbal în ceva? Nu. Nu jucăm fotbal? Nu-ți place fotbalul? Dar doar pe FIFA. A, doar... Care e jucătorul tău preferat? Mbappé. Mbappé. Bun, mami, ai avut vacanță? Am avut și vacanță, însă nu i-am lăsat nici pe copii deoparte, pentru că cu atât mai mult în vacanță a fost nevoie să existe puțină constanță. Mai ales că unii n-au avut teme, alții au avut prea multe și eu am fost acolo să echilibrez un pic atenția, coordonarea și ce învățăm astăzi, Alina? Astăzi vom lucra două exerciții. Avem așa o masă colorată, cum e și sufletul nostru că începe școala, nu? Mai ales al părinților, ei, începe școala. Abia așteptăm! Eu nu mai am deloc răbdare. Ia, a zis Nicolas că el nu mai are deloc răbdare. Când zi-mi acum, stai, zi-mi. Când treceam pe drumul pe unde era școala, mereu îi ziceam lui tati să mă ducă la școală. Dar tati, nu oprește-mă aici, tati! Lasă-mă aici! Abia aștepți, nu, să începi școala? Da. Și tu, Erica, abia aștepți? Da. Tu ce clasă ești? Deci a doua. Deci a doua acum? Mamă, fiți atenți că o să fie cu mulțiri, cu împărțiri. O să fie tare de tot. Cam da, și pentru noi părinții. Așa, bun. Să revin la exercițiu și la masa noastră colorată. Avem trei palme colorate și o tamburină, da? Ok. Primul exercițiu are în prim plan coordonarea mână, ochi și auz totodată. Pentru că eu voi face câteva mișcări, da, folosindu-mă de cele trei elemente și imediat după voi trebuie să imitați ceea ce fac eu. Deci nu este doar despre a imita culorile pe care pun mâna sau tamburina, trebuie să o și facem pe ritmul muzicii. Așa facem. Pentru copii, imitarea este cel mai bun și eficient mod prin care pot învăța lucruri, inclusiv comportamente, nu? Că nu degeaba se spune ce văd copiii acasă, asta fac și în realitate. Eu încerc, iată, prin joc și prin stimulare muzicale să îi ajut să fie mai atenți la grădiniță și la școală, pentru că vine înmulțirea în clasa a doua. Vine înmulțirea, e peste noi. Bun, Erica, Nicolas, noi facem ce face Gianina, da? Hai să pregătiți? Vedem. Avem și muzică? Avem, sigur. Da, atunci să intre muzica, nu? Se în intre 3, muzica. 2, 1, muzica! Ne pregătim, da? Ia să vedem, încep ușor! Walking to the left and go, not too fast and not too slow. Shut. Walking to the left and go, now walking to the right. Walking to the right you go, not too fast and not too slow. Walking to the right you go, now everyone drop hand. Walking in and clap, walking back and clap. Oh, ne ținem până aici toți. All join hands again. Walking to the left you go, not too fast and not too slow. Walking to the left you go, now walking to the right. Walking to the right you go, not too fast and not too slow. Ah, this is you. To the right you go, now everyone drop hands. Walking in and clap, walking back and clap. Bine. Walking in and clap, all join hands again. Walking to the left you go, not too fast and not too slow. Walking to the left you go, now walking to the right. Bravo, că nu vreau să vă obosesc chiar atât de rău. Bravo, Nicola, să ne aplaudăm, că noi trebuie să ne aplaudăm și noi pe noi, așa? Exact, bravo, deci, Erica. Deci iată că vezi, și adult fiind, sunt momente când îți poți pierde concentrarea și ești luat de val și... Am greșit doar eu, nu? Dintre noi toți. Ce-i drept, m-am uitat mai mult la tine. Da, apreciez. Am vrut să văd gradul de dificultate și la un adult, pentru că multă lume crede nu e mare lucru, ce e mare lucru să reproduci, dar nu. Atenție la ochi, atenție la mână și atenție și la ritmul cu care eu lucrez. Foarte frumos, dar de la ce vârstă putem să ne jucăm așa cu cei mici? Un exercițiu un pic mai complex de genul acesta, eu îl văd de pe la 5 ani, dar fac, de exemplu, acest exercițiu și cu copilași de 3 ani. Dar punem doar două palme pe mijloc și le zic repede, apăsăm repede verde, galben. Și de câte ori pe săptămână vin ei să facă sesiunile astea de joc? Ei vin la mine o dată pe săptămână, pentru că atât ne permite timpul, mai ales că de luni până vineri ei sunt la grădiniță și la școală, iar eu mă văd cu ei sâmbăta o dată pe săptămână.
rezultate se văd încă de la o vârstă mică, 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 după cum spuneam. Eu zic să trecem și la celălalt joc, pentru că Nicolas abia așteaptă să se joace pe telefon. No, no, e cu timer și telefonul acesta, mai ales că... Chiar? Da. E cu timer, e cu nu? Timer. Adică da. Nu ne jucăm toată ziua, toată mai ziua. Mai ales că eu sunt cea care promovează alte activități și alte tipuri de jocuri pentru copii, corect, cu atât mai mult și către fiul meu vin cu aceeași rugăminte. Dar n-ai ce să faci, că și eu ca adult vreau să scot telefonul toată ziua și să încerc mă să creez un echilibru. Foarte greu să lucrez cu echilibrul, da, e nevoie de echilibru, nici nu sunt foarte drastică, nu ai voie, facem doar teme, dar nici nu... Da. Free. Hai să vedem o altă alternativă, un alt joc pe care putem Hai să facem. Ne mișcăm puțin. Propun să ne mutăm un pic acolo pe centrul, așa, pe centrul platoului. Poți să zici ceva? Da, poți să zici ceva, Nicolas, hai aici la mine. Ai microfonul tău, poți să-l și ții dacă vrei. Aș vrea să fiu gamer. Ai vrea să fii gamer? Uite, vezi, există o anumită carieră de gamer profesionist pe care poți să o adopți și din care poți să faci un mare succes și din care poți să ai foarte multe bucurii, exact, într-adevăr. E și asta o direcție. Este important să îi lăsăm pe copii să-și găsească. Hai lângă mine aici, Nicolas. Că te văd, că vrei să mai vorbești. Să-și găsească calea, misiunea. Mami, o să-mi ia mai târziu un PC de gaming când o să mă mut și în camera mea. Asta da, într-adevăr. Dar e mișto să alternezi chestia asta. Te mai joci și pe afară, te joci și pe telefon, nu-i așa? Da. Și pe PC, asta zic. Haide. Haide să vedem ce avem aici, ce activitate și facem. Și pentru a nu ne opri la jocuri statice, pe telefon sau... Exact. Da? Propun și puțină mișcare. Este tot un joc ritmic, un exercițiu ritmic, la care trebuie să ne și mișcăm puțin pe ritmul muzicii. Fiecare are cerculețul lui? Fiecare are cerculețul lui și ne gândim puțin să învățăm și formele geometrice. Nici nu știu dacă să-ți povestesc în detaliu sau să... Să-l facem direct pe muzică? Să-l iei din mers. Hai să-l luăm din mers. Voi știți oricum despre ce e vorba, l-ați mai făcut dați din Ține cap, da? Ține-mi șarfa... Așa. Și da. Cerem să înceapă muzica. Să în 3, 2, 1... Muzica! Atenție! Pășim în cerc. Aruncăm. Ieșim din cerc. Intrăm în cerc. Ieșim din cerc. Așa. Facem cu eșarfa un cerc. Nu ne grăbim, încercăm să ținem cont și de ritmul muzicii. Intrăm! Vezi că nu e așa ușor. Hai să facem un pătrat. Țac, 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 țac. Intrăm. Ieșim. Ia să vedem, ne este și un triunghi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, da? Are 3 laturi. Mi-a luat ceva să-mi dau seama, să-mi aduc aminte. Bun, și dacă vrei să fie chiar greu, îți propun și un hexagon, dar doar ție. Că... Da. Hai să vedem. Acum. Țac, 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 țac. La aplaudă? Ia ieșit și hexagon. Ia să Bun, minunat! Da? Ne putem juca cu orice formă geometrică sau cu orice mișcare, din nou, în funcție de vârsta copilului, da? Ne aplaudăm din nou, copii? Haideți! Îi aplaud și Bravo! Și pe tine și... Țineți cont de toate aceste aspecte. Muzica este un element esențial în viața copiilor, încă de la o vârstă fragedă, încă de când sunt în pântecul mamei și... E nevoie să ascultăm muzică, să ne jucăm pe muzică, să cântăm și să dansăm. Da, și mie mi se pare că ne dezvoltă atenția și ne dezvoltă pofta de a face și alte lucruri, alte activități, exact, care nu țin de tabletă, care nu țin de telefon. Și iată cât sunt de creative, da? Și sunt, da, creative. Cât durează o sesiune, în general, cât îți ții atenția? Aproximativ o oră. Cam o oră. Dar asta unde este un grad de dificultate mai mare, lucrăm pe un exercițiu poate și 30 de minute. Perfect. Deci nu trecem așa prin fiecare, doar să bifăm că a trecut timpul, da? Nicolas, poate palma aici. Bravo! Erica! Bravo! Ce forță! Gianina! Să ne revedem curând și mulțumim tare mult! Să ne revedem cu bine, mulțumim frumos!